un consilier care are disponibilitate de timp pentru a veni la comisiile în sine, efectiv, realist, la câte, câte comisii poate face parte, la câte școli se poate înscrie? În dimineața la această dată sunt 49 de posturi vacante în școlile, grădinițele și liceele din municipiul Botoșani, care au fost scoase pentru a fi ocupate prin acest concurs organizat de Ministerul Educației prin inspectoratele școlare. A trecut prima probă, cea proba scrisă, la care candidații au obținut note peste 7. Având la dispoziție până la miezul nopții astăzi o platformă pe care să se înscrie pentru a susține interviul în toate unitățile de învățământ în care își doresc să fie director, fără nicio restricție. Drept urmare, la acest moment nu pot să vă spun în câte comisii veți fi dumneavoastră, pentru că nu știm două lucruri. Câte opțiuni au cei candidații cu note peste 7 pentru municipiul Botoșani, pe cele 49 de posturi vacante, sunt 145 de candidați cu note peste 7. Nu știm câți dintre dumnealor optează pentru municipiul Botoșani. Și al doilea lucru, nu știm câți dintre dumneavoastră veți dori să participați la această, în această comisie la proba de interviu. Drept urmare, sunt într-adevăr întrebări pertinente, dar la care nu avem răspuns. Ceea ce pot să vă asigur este că o face totul în așa fel încât dumneavoastră care puteți participa la concurs și sunteți mai liberi, pentru că există printre noi colegi care sunt mai liberi, au și experiență în domeniu, poate și pensionari care pot să participe, față de alții care suntem angajați de la 8 la 4 și nu prea putem lipsi, atât vă rog să fim convinși că vom face lucrurile extrem de transparent, va fi o tragere la sol, da? pentru unitățile de învățământ și în funcție de graficul pe care vom putea stabili pentru fiecare unitate de învățământ, în funcție de câți candidați vor fi la acea unitate, pentru că ei trebuie să dea cu toții proba în aceeași zi pe unitate de învățământ. Da? Întreabă la sorți. Dar nu avem cum altfel. Nu scrie interdicate de la sorți. Nu scrie, dar nu avem cum. Propunul dumneavoastră că este foarte bine ca membrii Consiliului de Administrație din partea Consiliului Local. Ne vom strădui să facem și așa, dar nu putem garanta. Dar am fost propunerea dumneavoastră. Da, domnul Consilier. Este ideal ca fiecare din consilierii locali să ajungă acolo unde sunt reprezentanții în Consiliile de Administrație. Dar repartizarea se va face în funcție de interesul candidaților, pentru că noi trebuie să le dăm acces candidaților la toate probele de interviu, la toate școlile la care s-au înscris, pentru a fi în același timp evaluați cu ceilalți din școala respectivă. Pentru că procedura spune că acolo unde am mai mult de un candidat pe un loc, primul candidat în ordine alfabetică extrage subiectul pe care trebuie să-l rezolve și ceilalți. Același subiect ca să fie evaluarea unitară. Și atunci interesul va fi strict al candidatului și ne vom strădui desigur ca fiecare dintre dumneavoastră să ajungă unde își dorește, dar nu putem garanta lucrul acesta.